Bună, simpaticilor! Trebuie să recunosc că mi-a fost tare dor să învățăm împreună să ne amenajăm corect locuința. Așa că astăzi, în centrul atenției, sunt perdelele și draperiile. Cum le alegem, aflăm acum! Care sunt criteriile de care ar trebui să ținem cont atunci când vrem să alegem o perdea? Trebuie să ținem cont de arhitectura geamului. Ulterior să observăm ce tip de sistem de prindere o să folosim. În al doilea rând, de tipul de amenajare, astfel încât să ne dăm seama ce tip de textură o să folosim în încăpere și ce tip de culoare. De cele mai multe ori recomandăm perdelele să fie în nuanțe neutre, în special alb, alb ivoar, crem, pentru că așa atrage și lumina în încăperea noastră. Iar draperiile, de obicei, da, contrastăm. Pentru cei mai întrăzneți folosim culori vibrante, pentru cei mai puțin întrăzneți care vor să respecte o unitate în încăpere, folosim tot culori neutre și la draperii. Cea mai vândută perdea este perdeaua de mătase, pentru că ea este simplă, fără model, însă cu o textură extraordinar de fină. Câte tipuri de draperii există? Există 3 tipuri de draperii. Draperiile normale, prin care gradul de opacitate este undeva la 60%. Următorul tip de draperie este cel dim-out, prin care trece lumina aproximativ între 70 și 80% în funcție de culoarea pe care o alegem. Cu cât este mai deschisă, cu atât pătrunde mai multă lumină în încăpere. Și blackout 100%, prin care, indiferent de culoarea pe care o alegem, nu intră absolut nicio particulă de lumină în încăpere. Există tendințe când vine vorba despre perdele și draperii? Există tendințe când vorbim despre perdele și draperii. Tendințele de la anul acesta sunt culori vibrante pentru draperii. Clienții noștri au început să înțeleagă acest aspect și să își dorească să integreze în amenajarea lor culori vibrante pentru draperii, însă pentru clienții mai puțin curajoși pentru această achiziție, în continuare putem să alegem draperii în culori neutre pentru a fi sigur că se asortează foarte ușor cu tipul de amenajare. Cum alegem dimensiunea draperiilor? Trebuie să ne gândim dacă ne dorim să facem cumva încăperea să arate mai înaltă. Atunci vom avea draperiile de sus din tavan până jos și vom adăuga 2 cm să atârne pe pardoseală, exact cum am eu aici, pentru a oferi înălțime camerei. Dacă ne dorim ca acestea să fie în contact cu pardoseala, le vom face exact cum am eu aici pe partea dreaptă. Dacă, în schimb, ne dorim să fie mai utile, mai practice, le vom face cu 1 cm deasupra pardoselei, astfel încât să fie mai ușor să putem să facem curat, să fie mai util pentru casa noastră. Când vine vorba despre pliuri, ținem cont de dimensiunea sistemului de prindere sau de dimensiunea geamului. Astfel încât, dacă avem un sistem de prindere de 2 metri, îl înmulțim cu 2,5 pentru a afla cantitatea necesară de perdea sau cu 2 pentru a afla cantitatea necesară de draperie, astfel încât ele să aibă suficient material pentru a forma pliurile acestea, exact cum avem și noi aici în showroom. Un alt criteriu foarte important atunci când alegem perdelele și draperiile este sistemul de prindere. Cum știm ce sistem de prindere ni se potrivește? Sunt mai multe variante de sistem de prindere. Avem galeria clasică, avem șina clasică, care este acum tot așa din aluminiu 100%. Avem galerii cu sistem de șină în interior, astfel încât ele să arate ca și o galerie, dar să se comporte ca și o șină. De asemenea, șinele acum pot fi și electrice, motorizate, astfel încât să le acționăm pe telecomandă, pe telefon, printr-o aplicație sau chiar prin mesaj vocal. Vorbește lumea!